Ce s-a mai schimbat în marketingul online? Ce faceți, prieteni? Sunt Angel și astăzi vom discuta despre marketingul online. Ce s-a mai schimbat în ultima perioadă? Pentru că este un domeniu care evoluează foarte, foarte repede și dacă eu știu că poate ai făcut marketing la facultate, nu are nicio legătură cu marketingul din prezent, cel mai probabil. Și asta este frustrant, pentru că înveți un lucru care nu se mai aplică peste 6 luni, peste 12 luni, cheltui niște bani pentru niște teste care probabil nu vor mai funcționa peste 10 luni, peste 12 luni și de asta trebuie să fii tot timpul la curent. Și haideți să discutăm despre lucrurile pe care le-am sesizat eu din propria experiență cu reclamele în ultima vreme și desigur dacă aveți completări puteți să-mi lăsați în comentarii și sugestii la fel. Asta este și scopul acestor videouri. Poate cineva sare de anumite greșeli sau ia în calcul anumite lucruri pentru că nu a avut aceleași experiențe pe care le-am avut și eu în același domeniu. Și haideți să vedem. În primul rând, trekking-ul nu mai este atât de bun. Înainte, reclamele reușeau să te targeteze foarte, foarte bine. De când cu update-ul acela de la iOS, practic, aplicațiile nu prea mai au voie să, să te urmărească, pentru că nu le dai tu voie. Oamenii s-au așteptat că majoritatea oamenilor vor apăsa pe yes acolo dacă dorești ca această aplicație să te urmărească, nu știu ce. Majoritatea oamenilor, cercetătorilor au scrisă că oamenii o să zică da, și de fapt oamenii au zis nu într-o colosală <laughs> rație, adică undeva la 14% era ultimul număr aprobă urmărirea și restul nu, ceea ce este destul de trist pentru cei care fac reclame pentru că, practic, reclamele tale vor ajunge mai greu la publicul tău țintă. Asta, de fapt, se întâmplă. Adică tu să spui, vrei să cauți persoane care sunt interesate de fitness sau de piese auto și pui și înainte poate găsea persoana mult mai repede. Acum, vor arăta la foarte multe persoane care nu sunt chiar interesate de ce căutai tu, de fapt, și va fi per total o reclamă mai scumpă. Adică așa se traduce. Practic, reclamele au ajuns mai scumpe, sunt mai ineficiente. Și din câte am văzut, Google se pregătește să facă un update asemănător, lucru care în opinia mea va fi foarte rău și foarte devastator, adică va trece foarte multe companii în pierdere. Pentru că multe companii funcționează pe un calcul simplu. Tu ai să zicem un cost pe achiziție pe care reușești să-l obții din online, adică ai tu o strategie de marketing, reclame, poate retargeting și așa mai departe, să zicem poate ai niște reclame în cascadă, că una este ca să atragi atenția, una este ca să-i arăți tu beneficiile, una este să-l convertești și așa mai departe, în funcție de serviciu pe care îl ai și mulți mergeau matematic, adică să zicem costul meu de achiziție era 40 de lei. Eu aveam la un produs 80 de lei profit și atunci rămâneam cu 40 de lei, să zicem, partea mea. Și atunci era un lucru sustenabil, dar dacă acel cost de achiziție crește și tu nu aveai marjă suficientă, deja devii neprofitabil. Și altă variantă pentru foarte mulți nu prea mai este. Adică dacă Google-ul, pe Google Ads și cu Facebook-ul, da, pe partea asta de Ads, pe Facebook și pe Instagram, se scumpesc deodată, foarte multe companii, să zicem, vor avea de suferit și nu cred că va fi un lucru foarte bun. Deci asta o dată. Apoi, următorul update. Majoritatea companiilor cred că au realizat până acum că influencer marketing nu prea funcționează. Pentru că nu avem influencer calitativ. Cel puțin la noi nu prea funcționează sau nu funcționează cum te-ai aștepta. Pentru că majoritatea companiilor consideră că dacă un influencer are 20.000, indiferent de tipul de influencer, 20.000 de urmăritori sunt 20.000 de urmăritori. Lucru care nu este așa. Calitatea urmăritorilor este foarte, foarte important. Este cea mai importantă. Poți să ai 20.000 de urmăritori să vizi mai mult decât unul cu 200.000 de urmăritori. Deci numărul efectiv nu are absolut nicio valoare. Calitatea oamenilor contează sau unde poți vedea într-adevăr că oamenii sunt foarte prinși de conținutul lor. Adică cauți un influencer de nu știu, beauty, de exemplu, dacă vezi doar o tipă care face poze câte ea de frumoasă, nu știu ce, unghiuri și poate se pozează și în și are uh, mulți urmăritori bărbați, probabil dacă tu vrei să vinzi un fond de ten prin ea, nu vei avea foarte mult succes. Dar dacă, să zicem, cauți un influencer care face toată ziua tutoriale de make-up și nu știu ce și o urmărită de femei și întreabă de unde ți iei tu fondul de ten și așa mai departe, cel mai probabil vei avea succes mai mare cu acel influencer, chiar dacă poate este mai mic decât o tipă care stă toată ziua în chiloți pe la plajă și zice, oh, ce sexy ești în poziția asta și are nu știu câte sute de mii de urmăritori. Adică numărul chiar nu contează atât de mult. Asta cred că va duce și la o scădere pentru că la un moment dat au apărut peste noapte foarte mulți influencer tocmai de asta. Pentru că firmele contactau pentru orice, indiferent tu ce faci, ești de beauty, nu contează, vinde piese auto, nu ai nicio stres. Lucru care la un moment dat se va regla și firmele au realizat că totuși nu este atât de profitabil și uh, poate vom vedea o scădere de influencer din ăștia degeaba. Apoi, pe partea de interese, ca să revenim la Facebook, am vorbit cu cineva, noi am primit consultanță și de la Facebook și de la Google, după un anumit buget, să zicem așa, de ads. Primești consultanță de la ambele platforme, și de la Facebook am rămas cu o idee din asta care mi s-a părut foarte aiurea. Mi-au spus că interesele se fac în felul următor: dacă tu ai vizionat sau ai dat click sau ai interacționat cu o postare dintr-un anumit domeniu, deja te consideră interesat. Adică, eu dacă, de exemplu, am văzut un video cu o fată, de, că tot vorbim de partea asta, da, și e trecută ea în colanți foarte mulați și face niște genuflexiuni și tu ca bărbat ai dat acolo like, deja te-a trecut interesat în domeniul de fitness tu poate te dai legătură, tu erai interesat de fata din video sau eu poate văd un video cu off cu mașini, cu nu știu ce, cu unul și dau like și după aia mă trece că sunt foarte interesat de domeniul auto și o să-mi dea reclame la ulei. Lucru care de asta este și problematic pentru că interesele nu mai funcționează atât de bine și atât de exact și poți să intri foarte ușor practic în orice interes. Cu cât petreci mai mult timp pe acea rețea socială, cu atât cel mai probabil ai, ești într-o mare de interese. Pentru că dacă dai click pe și dai like-uri la multe postări sau stai să te uiți mai mult timp la multe postări, te consideră interesat de fiecare categorie din acea postare. Lucru care din nou este ineficient pentru cei care vor să facă reclam. Apoi am văzut un raport recent despre obiceiurile oamenilor care s-au schimbat pe perioada asta de pandemie și ce au observat oamenii în mod diferit. Au observat că, asta cred că deja nu va mai fi valabil, dar vom discuta, Oamenii au ales să-și crească bugetul pentru anumite electrocasnice și pentru telefoane, adică și-au cumpărat televizoare mai scumpe, asta s-a observat, televizoarele au fost mai scumpe, s-au cumpărat laptopuri, asta pentru că nimeni nu avea, nu mai avea și că au trebuit să lucreze de acasă, a fost necesare, dar pe 2021, pe final și pe 2022 a scăzut deja vânzarea pe laptopuri, dar oamenii au fost dispuși să plătească mai mult pe chestiile astea pe care le folosesc, să zicem, mai des. De când s-au trecut mult în domeniul online, omul a zis, băie, totuși, poate îmi trebuie și mie un telefon mai mai bun. Poate nu -ți trebuie, dar poate-ți dorești. Sau poate dacă stau foarte mult timp acasă și au cumpărat un televizor mai mare și au fost dispuși să crească pe partea asta de premium. Și chiar văzusem un raport destul de ciudățel. Nu știu pe ce arie de oameni a fost făcut, dar acel raport spunea că unul dintre ei, telefoane noi achiziționate era un telefon premium. Asta înseamnă peste 700-800 de euro telefon. Lucru care este disproporționat față de venit pentru că nu unul din trei persoane nu câștigă mulți bani, dar na, aparent, indiferent de cât de mult bani câștigi, ești dispus să dai mai mult pe telefon. Întrebarea era în felul următor, dacă oamenii într-adevăr se îndreaptă mai mult de partea asta de premium și de calitate sau dacă pur și simplu a fost un lucru trecător și un lucru strict legat de pandemie dar vom vedea cum se va comporta lucrul ăsta în anul 2022. Și prin faptul că reclamele devin din ce în ce mai netargetate și partea asta de algoritm deja nu mai funcționează poate cum ne-am fi dorit sau cum a funcționat dinainte, se va pune mai mult accent pe reclamă în sine, adică pe creativul reclamei, pe banner, pe video, pe campanie de publicitate, pentru a atrage în sine trafic și clienții pe care îi urmărești. Pentru că, înainte să zicem, puneai o poză ce vindeai, vindeai, nu știu, o sticlă de apă, nu o sticlă, o cană, să zicem că vindeai o cană. Puneai poză cu cana, vând cană și gata. Și lăsai algoritmul să-și facă treaba, să caute oameni care ar fi probabil, să zicem, care au mai căutat căni, care așa. Și era destul de eficient. Acum s-ar putea ca tu să vinzi o cană cu 50 de lei, dar costul de achiziție să fie 45. Și să te trezești că nu, ești în pierdere grav. Adică da, vinzi prin internet, dar nu merită și asta să fie o problemă. Și cred că se va pune din ce în ce mai mult accent pe reclame. Deci, cred că va fi un domeniu în creștere, cu cât oamenii vor vedea că nu prea te mai descurci singur, să-ți faci reclame și așa, nevoia de a apela la un profesionist va fi mai mare. Adică, cumva, dacă ești în domeniu, încearcă să te educi cât mai mult și poate ai oportunitatea să lucrezi cu cât mai multe firme noi la început care nu se descurcă pe partea de marketing. Pentru că acum 2 ani puneai o postare, făceai un boost post pe Instagram, era destul de ok, făceai treabă, nu mai zic, dacă făceai o campanie pe Facebook sau așa, chiar, chiar făcea treabă, spre deosebire de acum, când deja este un pic mai dificil. Apoi, pe final, am văzut valul acesta care a pornit de vreo jumătate de ani de metavers și, să zicem, promovare pe termenul acesta, adică toate companiile s-au legat de acest hype, sau multe companii s-au legat de acest hype creat în jurul metaversului, lumii virtuale și așa mai departe, care dacă mă întrebați pe mine, realist vorbind, este destul de departe Adică, încât oamenii să adopte la un nivel mare metaversul, adică până în punctul în care să lucrăm noi în metavers, să, nu știu, mergem la cumpărături în metavers, cred că va mai dura ceva, sincer. Dar, în schimb, hype-ul a fost foarte puternic acum, au crescut cu criptomonede care aveau legătură cu metaversul, firmele și au prins foarte multă publicitate cu metaversul și partea asta de marketing se îndreaptă în direcția asta. Dar, dacă metaversul într-adevăr și nu dacă, probabil, cu siguranță, o formă de în realitate virtuală sau un internet îmbunătățit tot va exista, atunci vor apărea oportunități noi de marketing. Probabil nu ți vei mai pune, nu știu, o reclamă care să-ți apară în feed, dacă va fi un oraș în metavers în care te plimbi așa iurea când ai ce face după program, poate ai să-ți pui bannere în metavers și reclamele vor fi exact cum sunt bannerele pe stradă, vor fi bannere în metavers sau ceva de genul ăsta. Deci cel mai probabil odată cu îmbunătățirea asta sau cu schimbarea asta, nu știu dacă e chiar o îmbunătățire, vor apărea părea oportunități noi de marketing și de asta ca persoană care caută să facă reclame, să vinzi ceva, cel mai probabil va trebui să fim la curent și cu lucrurile astea. Și cam astea sunt update-urile pe care le-am sesizat eu sau noutățile pe care le-am sesizat eu importante în domeniul ăsta de marketing. Bineînțeles, sper că v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați pentru orice fel de informații, mă puteți contacta, aveți datele în descriere și la fel și site-ul nostru și noi ne vedem la video următor. Pa!